Pandemia și-a pus amprenta în viețile multor români. Foarte mulți au înțeles că își doresc cu totul altceva de la viitor și că trebuie să facă o schimbare majoră. În acest sens, mulți au renunțat la traiul de la oraș, alegând să se mute la țară pentru liniște și peisaje de poveste. Există o localitate în România unde casele se vând contra unui salariu mediu pe economie. Într-un sat de lângă Sibiu cu un peisaj care îți taie răsuflarea, casele se vând cu 2000 de lei. Pare incredibil, dar este adevărat. Cine vrea să facă o schimbare majoră are ocazia să cumpere o locuință la un preț de rizoriu, Localitatea unde o proprietate costă cât un salariu mediu pe economie se numește Gherdeal și se află la limita cu județul Brașov. Se ajunge acolo pe ruta Valea Hârtibaciului Sibiu-Aginta 5-Bruiu-Gherdeal. Cândva acest sat era însuflețit de 112 familii, dar acum mai are doar 7 locuitori. Mulți au ales să-și îndrepte pașii către oraș sau alte zone cu mai multe facilități. Pentru cineva, stătul de haosul din marile orașe, mutarea cel puțin pentru vacanță într-o astfel de localitate ar putea reprezenta o gură mare de aer proaspăt. Gherdeal este un sat din comuna Bruiu din județul Sibiu, Transilvania. România care cuprinde 112 numere cadastrale, din care o biserică ortodoxă, o biserică săsească și o școală. Gherdealul a aparținut călugărilor cistercieni care aveau o mănăstire fortificată la Cârța. Ora de Sibiu.ro notează faptul că Maria Tiuț este una dintre cei șapte locuitori ai satului, Bătrâna spune că locuințele de acolo se vând cu 22-25 de milioane de lei vechi. Satul Gherdeala a aparținut sașilor care l-au lăsat moștenire. În vremurile bune, în Gherdeal, trăiau 112 familii. Rând pe rând, oamenii s-au îndreptat spre orașe, din motive economice. Migrația a început în anii 80, dar cel mai puternic val a fost după Revoluția de la 1989. Atunci, sașii din Gherdeala au plecat în Germania, relatează știri de Cluj.ro.